ne-a adus pe Emanuel, cu noi este Dumnezeu. Și iată că sărbătorind nașterea Domnului, astăzi la 8 zile după acest mare praznic, suntem din nou în praznic împărătesc. Prăznuim la 8 zile tăierea împrejur a pruncului Iisus, a Mântuitorului Iisus Hristos, cel care a fost adus la templu ca să se plinească legea cea veche. Pentru că însuși Mântuitorul Iisus Hristos ne spune: am venit să împlinesc legea și nu să stric legea. Și iată că acest praznic împărătesc al tăierii împrejur al Mântuitorului Iisus Hristos, despre care vom vorbi de asemenea și despre viața și activitatea Sfântului Vasile și despre anul nou în care am intrat doar de câteva ore. Și iată că tăierea împrejur a Mântuitorului Iisus Hristos ne arată de la început îndurarea, dragostea cea nemărginită și bunătatea sa, fiind un prunc nevinovat. Și iată că încă de la această frază de pruncie, de la 8 zile de la naștere, își varsă sângele, dorind să ne arate că a venit în lume pentru mântuirea lumii, că s-a născut din fecioară spre a se îndura spre noi, spre a ne ridica. Pentru că această sărbătoare a tăierii împrejur simbolizează botezul creștin, botezul cu Duhul Sfânt, înnoirea noastră omenească, îmbrăcarea noastră întru Hristos. Trăind în Hristos, punându-L pe primul loc, pe Fiul lui Dumnezeu, Cel care întotdeauna își arată dragostea sa, întotdeauna ne primește cu bucurie, întotdeauna ne călăuzește. Dar și noi trebuie să alungăm de la noi gândurile cele rele, să alungăm ceea ce nu ne face vrednici de această viață pământească, ce Mântuitorul Iisus Hristos dorește să ne învețe și să ne spună, ca să alungăm și să tăiem de la noi poftele cele rele ale noastre, păcatele noastre, să renunțăm la ură, să renunțăm la răzbunare și la furie și la toate răutățile pe care le facem și prin care ne depărtăm de Dumnezeu. Acesta poate fi mesajul sărbătorii împărătești tăierea împrejur, ca noi să ne apropiem de Dumnezeu, ca gândurile noastre să fie pentru a-L prețui, a-L slăvi și a iubi pe aproapele nostru și a iubi pe Dumnezeu. Și iată că Mântuitorul Iisus Hristos dorește prin acest praznic să ne spună să ne mutăm gândurile cele rele și să le înlocuim cu cele bune. Pentru că numai prin curătate omul poate fi în unire și în unitate cu Hristos și cu frații săi. Omul nu poate trăi fără Dumnezeu și fără aproapele. De aceea Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa să fim oameni buni, să gândim dumnezeiește și să ne îmbogățim duhovnicește. Mântuitorul Iisus Hristos nu dorește
dorește ca noi să fim ca farisei și cărturarii de altă dată, care erau netăiați împrejur la inimă, la urechi și la ochi, și noi să deschidem ochii inimii și urechile sufletului și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să-L punem, să-L facem lucrător în inima și viața noastră. Pentru că toate acestea, dacă le vom face, Dumnezeu va fi lângă noi și ne va duce pe calea mântuirii. Iubiți credincioși și credincioase, acest îndemn la mântuire l-a primit și Sfântul Vasile cel Mare, pe care îl prăzluim astăzi, pentru că încă de pruncie și-a dedicat viața slujirii lui Dumnezeu și tot ceea ce a învățat și a acumulat a pus în slujba omului și înaintea lui Dumnezeu. A ajuns și arhiepiscop al Cezareei Capadociei, acolo unde s-a născut. Și sigur că Dumnezeu se bucură de acești sfinți care și-au trăit viața în așa fel încât să fie folositori oamenilor și să fie plăcuți lui Dumnezeu. De aceea găsim în Sfânta Scriptură cuvintele: minunat este Dumnezeu întru sfinții Lui. S-a născut în Cezarea Capadociei în anul 330 din părinți creștini, Vasile și Emilia. Și din familia lui, în calendarul nostru ortodox, găsim ca sfânt pe fratele său Grigore de Nisa, pe Sfântul Petre de la Sevasta și pe Sfânta Macrina cea tânără. Iată că toată familia l-a avut pe Dumnezeu în suflet și în inimă și i-au slujit în așa fel încât sunt vrednici de pomenire pentru faptele lor. Dar Sfântul Vasile cel Mare s-a dovedit prin studiile care le-a făcut, prin pastorația, prin vrednicia lui de zi cu zi în mijlocul oamenilor, să ajungă să-i slujească lui Dumnezeu, să fie vrednic de pomenire în împărăția lui Dumnezeu, pentru că a întemeiat spitale, case pentru orfani, a făcut lucruri multe, a scris studii teologice. Sigur că nu ne ajunge timpul ca să vorbim despre viața, activitatea și opera Sfântului Vasile cel Mare, dar el s-a nevoit în așa fel încât a slujit lui Dumnezeu și oamenilor. Așa și noi cei de astăzi trebuie să slujim lui Dumnezeu și oamenilor, să fim vrednici înaintea lui Dumnezeu. Iată că a ajuns și mitropolit și n-a trăit mulți ani, doar 50. Dar în acești ani a făcut regulile pentru trăirea în mănăstiri care sunt actuale și astăzi. A fost aproape de preoți, de călugări, a fost lângă bolnavi, a fost acolo unde era nevoie de el, în toată vremea, în tot locul și în tot ceasul. Pe el punându-se pe ultimul loc, pentru că dacă vom citi din viața și activitatea lui, vom vedea că dormea pe o rogojină și se acoperea cu un sac. De multe ori credincioșii lui nu știau că este în mijlocul lor, pentru că tăcea în așa fel să nu fie observat. Doar faptele lui se arătau înaintea oamenilor. Iată că slujirea, cuvântul și faptele
pentru Vasile cel Mare a fost o realitate, ceea ce ne îndeamnă și pe noi acum la început de an să-l vedem pe Sfântul Vasile ca stâlp de hotar în anul nou. Și ne îndeamnă și pe noi să fim oameni ai faptelor și nu ai vorbelor. Ne îndeamnă și ne arată că putem urca pe treptele desăvârșirii, că putem să ne apropiem de Dumnezeu prin munca și activitatea noastră duhovnicească și materială. Și iată cum spuneam că am intrat în anul nou. Iubiți credincioși și credincioase, fiecare om își face o analiză a faptelor sale, atât duhovnicești, cât și materiale. Este timpul ca și noi în această zi să medităm, să ne uităm la ceea ce am făcut anul trecut și să privim spre viitor. Pentru că lăsăm anul în urmă și am început de câteva ore un an nou pe care trebuie să facem în așa fel, să ne noim duhovnicește, să fim mai aproape de Dumnezeu și întotdeauna să punem pe primul plan cele dumnezeiești. Dacă suntem tentați de multe ori ca la trecerea dintre ani să punem preț pe ceea ce îmbrăcăm, pe ceea ce avem în casă, pe ceea ce am realizat, acum este momentul pentru altceva. Trecerea dintre ani să nu însemne abuzuri în mâncare și băutură sau în înnoirea aspectului nostru exterior. Și trecerea aceasta, cum este numită Revelion, să însemne pentru fiecare comuniune în familie, bucurie în Biserica lui Hristos, mulțumire către Bunul Dumnezeu pentru toate darurile pe care ni le-a făcut în anul trecut și să-L rugăm să ne dăruiască din darurile sale și în anul acesta pe care l-am început. Să ne aducem aminte și să medităm că suntem călători în această viață. Nu suntem veșnici. Și să facem apel la cuvintele psalmistului David din Psalmul 33, versetul 13. Călător sunt în fața Ta, Doamne, și oaspete, ca și toți părinții mei. Să ne aducem aminte și să prețuim cele dumnezeiești și cele duhovnicești. Pentru că acestea ne ajută la mântuirea sufletului nostru. Pentru că, iată, văzând această tăiere împrejur a Mântuitorului în această zi de praznic împărătesc, să ne pregătim și noi și să tăiem de la rădăcine toate păcatele din viața noastră. Să slujim lui Dumnezeu așa cum a slujit și Sfântul Vasile cel Mare, prin fapte și nu prin vorbe. Și să ne dorim fiecare dintre noi un an frumos, cu binecuvântări de la Dumnezeu. Acum și astăzi și în zilele următoare suntem tentați să ne întâlnim cu prietenii și apropiații noștri, să ne spunem unii altora anul nou fericit. O expresie frumoasă pentru urechi este foarte frumoasă, dar degeaba
ne urăm an nou fericit, dacă nu aducem înnoire în viața noastră? De ce să spunem cuiva an nou fericit, iar noi îl urâm, dorim să-i facem rău, îl batjocorim și multe alte lucruri rele de plăcute lui Dumnezeu? Și de aceea, iubiți credincioși și credincioase, m-aș apropia de acest cuvânt de învățătură, de încheierea lui, spunându-vă și citându-vă câteva versuri, iar mai apoi o rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos. Și aceste versuri sunt al unei autoare, Ica Drăgoi. Și se intitulează această poezie Ce îmi doresc de anul nou? Ce îmi doresc de anul nou? Să am mai multă credință, să citesc Cuvântul Sfânt ce îndeamnă la pocăință. Ce îmi doresc, o Doamne mare, să-mi dai înțelepciune, calea îngustă să urmez, să fac numai fapte bune. Ce îmi doresc de anul nou? Să fiu lumină și sare, arătând celor din jur că am un Dumnezeu mare. Ce îmi doresc? Doresc ferminte, părtășie în Duhul Sfânt, cu Iisus Mântuitorul ce mă ține pe pământ. Da, doresc ca întregul an numai Lui să-i slujesc, să-L urmez cu bucurie toată viața cât trăiesc. Frumoase versuri, care fiecare să le punem la inimă. Iar închinându-ne Mântuitorului Iisus Hristos în această zi de sărbătoare împărătească, să spunem fiecare dintre noi: Doamne Iisuse Hristoase, ziditorule al tuturor celor văzute și nevăzute, Cel care ai făcut ziua și noaptea și ai așezat anii și vremurile pentru zidirea Ta, binecuvintează cununa anului ce a început, ferește și păzește cu pace pe credincioșii Tăi mult milostive. Amin. La mulți ani tuturor! Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.